13 septembrie, prin definiție, a început să reprezinte pentru noi eroismul vitejian, ceea ce ne face să comemorăm și să cinstim toți eroii salvatori care și-au dat viața de-a lungul timpului pe parcursul intervențiilor noastre. Motiv pentru care aș cinsti și vreau să cinstesc și memoria eroilor din istoria modernă a noastră, a pompierilor, eroii de la Mihăilești. Mi-a trimis astăzi la Mihăilești să fac un scurt arc peste timp, să fac o comparație între vitejia și curajul de care a dat dovadă Pavel Zăvenescu și eroismul și sacrificiul capitanului Doru Mihalache și acelor 6 militari din subordinea lui. Pentru noi încă Mihăilești reprezintă o rană deschisă. Ziua pompierilor din România a fost sărbătorită astăzi la Buzău printr-o ceremonie de avansare în grada cadrelor militare de la nivelul instituției, dar și prin prezentarea ultimei achiziții intrată în dotarea pompierilor buzoieni, un modul cisternă. La ceremonie au participat și președintele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanuel Neagu, dar și prefectul interimar al județului Buzău, Marieta Boloș. Sunt emoționat și mândru că astăzi sunt aici. De ce? În primul rând să vă urez un sincer la mulți ani din partea tuturor locuitorilor din județul Buzău. De ce? Că dumneavoastră sunteți un partener de nădejde a noastră, a autorităților și implicit al cetățenilor. Foarte frumos vorbea domnul comandant, practic a făcut un arc peste timp ce înseamnă începuturile și zilele noastre. Deci ați început cu eroism și terminați cu eroism. Dacă sunteți una dintre instituțiile cu care noi colaborăm, sunteți una dintre instituțiile, într-adevăr, unde se găsesc în fiecare zi eroi. Și nu glumesc. De ce? Pentru că dumneavoastră, nu contează că e Paște, că e Crăciun, că aveți evenimente în familie, sunteți tot timpul, ca și alte instituții ale Ministerului de Interne și ale Ministerului Apărării Naționale, sunteți tot timpul la datorie și puneți pe primul plan, bineînțeles, activitatea pe care o faceți și din nefericire, de foarte multe ori, familiile dumneavoastră, cei dragi, rămân pe planul de. Dragi pompieri, stimați români din linia întâi, mă simt onorată astăzi, 13 septembrie, să fiu alături de dumneavoastră și să vă spun din suflet, la mulți ani. Mă simt onorată și prin puțina mea activitate am văzut că profesionalismul dumneavoastră a fost de fiecare dată prezent. Ați mers cu fruntea sus în toate în situațiile ce au apărut și m-am bucurat tare mult și chiar mândră am fost când am primit aprecierile și colegilor dumneavoastră din străinătate. Știu că o parte v-ați întors de curând din acțiunea din Grecia. 13 septembrie este o zi în care ne înclinăm în fața dumneavoastră cu tot respectul și vă asigur de dată considerația tuturor semenilor pe care cu prețul vieții știți să-l apărați. Încă o dată vă mulțumesc pentru tot ce faceți pentru noi, vă doresc din suflet sănătate și să vă întoarceți din toate operațiunile sănătoși. De asemenea, conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență le-a transmis un mesaj pompierilor buzoieni. Mesajul Inspectorului General cu ocazia Zilei Pompierilor din România, 13 septembrie 2021. Ziua de 13 septembrie reprezintă simbolul eroismului pompierilor români. În urmă cu 173 de ani, predecesorii noștri au scris cu litere de foc istoria țării, pe frontispiciul căreia se regăsesc năzuințele de libertate socială, independență și unitate națională ale poporului român. Vă mulțumesc tuturor pentru eforturile și sacrificiile pe care le faceți pentru îndeplinirea obiectivului principal al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, protejarea și salvarea cetățenilor. La acest aniversar, vă felicit pentru activitatea depusă și rezultatele profesionale obținute, alături de sincere urări de sănătate și împliniri în plan profesional și personal. La mulți ani, Inspector General, General Major Dan Paul Iamandi. Tot astăzi a fost prezentat modulul cisternă, ultima achiziție din dotarea pompierilor buzoieni, obținut cu ajutorul Consiliului Județean Buzău.